Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Chidols! Eu sunt Laguna și astăzi facem un nou video. Este vineri și nu mă pot abține, așa că o să filmez, cred, când pot. Deci stați, când pot doar. Două videoclipuri pe săptămână. Și da, ce să spun? Da, astăzi sau, mă rog, acum când îmi filmez acest videoclip, se încarcă un videoclip cu un slime, sper să-l vizionați și pe acesta, iar acesta este ce se află în penarul meu, de fapt în penarele mele, pentru că am două și mi-ați cerut, adică v-am rugat dacă vreți acest videoclip să dați like la, cred că, Back to School Surprise Haul partea a doua, nu mai știu, și s-au strâns peste 20 de like-uri, cred că 24 sau 25, dacă nu mă înșel. Ideea este că s-au strâns acel număr de like-uri pe care doream. Așa că, ghiciți ce? Astăzi o să vă arăt. În mare parte deja știți lucrurile pentru că le-am prezentat în haul-urile cu rechizite pe care le-am făcut. Dar acum vă pot spune și părerea mea despre aceste produse și haideți să începem. Am să încep cu penalul pe care eu îl folosesc tot timpul. Nu știu, cred că vi l-am prezentat. Este acesta de la H&M. Este cu model holografic și dacă îl mai găsiți la H&M-ul din orașul vostru, chiar vă recomand să-l luați. Este foarte încăpător. În mare parte n-am schimbat. Cred că nu am schimbat nimic din ce v-am arătat, dar acum o să vorbesc mai mult despre fiecare. Să încep cu această pastă corectoare, ceva ce vine repede la mână, este de la Tipex, o am de destul de mult timp, eu scriu cu pixul, dar nu prea fac mare greșeli, mai am încă una de la Jumbo, nu știu dacă aia va fi bună, dar aceasta este una foarte bună și da. După care am un Pilot Friction, nu fac reclamă la nimic din aceste produse, nu prea mai scriu cu Pilot Friction-ul, dar na. La începutul anului trecut am cumpărat acest stilou pentru că am zis am și eu un stilou. De obicei nu prea scriam cu stilou, scriam cu Pilot Friction. Pe acesta e de la Schneider și îmi place super mult modelul lui. Scrie din păcate gros și nu îmi place asta. Dar îl ținem pe nar pentru orice eventualitate. După cum bine știți, am și două marcare care le folosesc cel mai des. Sunt destul de bune, nu știu, eu sunt ok, le-am de ceva vreme. După care am pixurile de la Bic, eu am doar unul pentru că dacă aș avea mai multe, probabil că le-aș uita prin bancă sau la școală, așa că am doar unul. E de ajuns și când te termină îl schimb, logic. Pe lângă toate chestiile astea am și hârtiuțe, diferite hârtiuțe pe aici, este neimportante. După care am această radiere care era albă, dar vedeți cum s-a făcut din greșeală. Ascultătoarea mea s-a dezlipit, nu s-a desprins, să zic așa, s-a desfăcut și toate minele și ce am ascuțit s-a... După cum vedeți, penarul este deja gri în interior, din păcate, și a devenit și radiera așa, dar este bună, să știți. Chiar am crezut că o să fie nașpa pentru că am crezut că e de la MAPE, dar de fapt e de la K-Road și chiar e o firmă bună, credeți-mă. Ok, mai am și un creon grafic de la Office Style, pe care l-am luat de la Jumbo și inițial erau și de la Faber-Castell și eu am crezut că și acestea sunt de la Faber-Castell. De la Faber-Castell, de fapt, doar eram într-un set de 3, iar acestea cred că erau 12. Eu am spus că sigur o să... Îmi trebuiască mai mult de 3 creioane pe parcursul anului plus ce desenez și am luat acel set. Și când am ajuns acasă, m-am dat seama că sunt de fapt de la Office Style, de la Faber-Castell, dar sunt foarte bune și se ascund destul de bine. E ok. Am acest pix, nimic special la el, tatăl meu mi l-a dat. Îmi place faptul că are marker albastru la capăt. Culoarea mea preferată fiind albastru, probabil știți chestia asta. Și cred că ultimele lucruri, da, sunt aceste pixuri de la Auchan care imită Pilot Friction-urile, dar sunt foarte, foarte bune și mi se par foarte convenabile și ca preț și scriu super bine. Să pun toate lucrurile înapoi. Acesta este penal care tot timpul îl duc cu mine la școală, al doilea nu prea îl duc pentru că nu am nevoie chiar de chestiile alea în fiecare zi. Ah, zgomote. Ok, o să-l dau pe acesta mai în spate și pe timp pe ăsta care deja cred că-l știți, cu
este făcut de mine, să spunem așa. Dacă nu ați văzut videoclipul, uitați-l, așa arată. L-am făcut dintr-un simplu porfard și i-am adăugat la fermoara acest breloc bulldog pentru ca să arate mai bine. Ok, să îl deschidem și am aici destul de multe lucruri. Am să încep cu un scotch pentru că niciodată nu știu când o să ai nevoie de un scotch. Am vrut să-mi pun și un capsator, dar am zis că de ce nu, că nu are rost să-mi pun un capsator. Deși cred că așa nu avea nevoie, dar în fine, poate să-mi pun. E de la Pepco și erau două într-un set, sunt bune și sunt și ieftine, după care am aceste postituri, pentru că sunt diferite lecții pe care le facem aproape tot anul și ca să nu mai caut pagina respectivă, am aceste postituri. Le pot folosi și pentru că eu citesc super mega mult, îmi place foarte mult să citesc și da, nu știu, sunt foarte bune, sunt de la Jumbo, vi le-am prezentat și pe acestea, cred. Și sunt diverse culori și îmi place faptul că o să le pui așa, să le atașez pe o pagină. Ce mai am pe aici? Încep cu lucrurile mici ca să... De ce nu? Am și un compas aici de la Maped. E destul de ok, pot să spun. Reglele acestea flexibile pe care le știți, vi le-am prezentat, sunt de la Pepco, sunt cele mici aici pentru că mai am una gen mare, doar că aia nu o țin pe narul ăsta. Ok, de exemplu, l-am crezut, când am luat, n-am crezut că o să fie bune pentru că am crezut că nu o să stea drept, dar de fapt sunt drepte, sunt super ok și am un echer, un raportor și o riglă mică, simplă, sunt albastre, sunt flexibile și... E ok, așa, să te joci cu ele, când n-ai ce să face, să spun așa. Ok, ultimele două chestii sunt aceste mini marcare care le-am mai prezentat și sunt destul de bune. Îmi plac cum scriu, doar că nu miros a fructe cum trebuie să miroasă, teoretic. Nu mă deranjează acest lucru, doar că este ceva ce... Nu știu, am vrut să vă spun. Ideea e că sunt bune, le folosesc pentru că eu sunt o persoană care... Caietul ei este plin, deci eu mă zgălesc caiet, adică subliniez chestiile importante și îmi place să fac chestia asta, fac desene pe caiete cât mă plictisesc și sunt ok. Și ultimul lucru, yay, care nu l-am folosit încă la școală pentru că n-am mai avut ocazia, sunt aceste pixuri, dar cred că mâine la religie o să am ocazia să le folosesc, pentru că de obicei la religie scriem cu niște pixuri colorate și o să scriu cu pixurile acelea de la Auchan, care sunt mai banale, o să scriu cu aceste pixuri foarte drăguțe și sunt și neon și cu sclipici. Da, sunt și metalice. Nu, nu sunt și metalice, sunt doar neon și sclipici. Le-am încercat pe fiecare în parte să văd dacă merg. Și merg, da, wow, serios. Și cam asta a fost și în penarul ăsta. Pentru că, după cum bine v-am spus, lucrurile acestea pe care vi le-am prezentat, vi le-am mai prezentat și în alte videoclipuri din seria mea de hashtag Back to School with Me sau seria mea de școală. Și cred că ăsta este ultimul videoclip din această serie. Să dau și penarul ăsta din cadru. Deci da, cred că ăsta e ultimul videoclip din această serie. Încă mă mai gândesc. Oricum, a fost o serie foarte drăguță care mi-a plăcut foarte mult și a fost prima mea serie de pe canal Q-Dolls. O să urmeze cea de Halloween. Da, vă dau spoilere de ce fac asta. Nu înțeleg de ce fac asta. Da, deci da, de în luna octombrie o să avem seria de Halloween și sunt super, super fericită pentru că mie îmi place Halloween-ul și da. Ok, deci dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Cute Dolls, deja știți cum mă cheamă, logic. Și da, ne vedem data viitoare, bye!